Criza forței de muncă din România și-a pus amprenta și pe activitatea combinatului de producere a țevilor de la Roman, aflat în proprietatea indianului Mittal din anul 2003. În opinia sindicatelor, perspectivele de închidere ale colosului industrial, considerat odinioară plămânul orașului, sunt iminente. Liderul sindicatului Liber Petrotub, Gheorghe Ciobanu, este extrem de pesimist în ceea ce privește viitorul combinatului de producere a țevilor fără sudură de la Roman. Că există o lipsă a forței de muncă în zona asta industrială sau cel puțin în unitățile noastre. În toate zonele. Vreau să vă spun, în toate zonele, dar așa cum arată, am văzut și eu statistica de la Piatra Neamț, într-adevăr, sunt toate categoriile de personal, da, de la muncitori până la ingineri, toate meseriile posibile, da, în România, locuri vacante, într-adevăr, datorită salariilor, eu consider salarii mici, salarii de mizerie, salarii 2200, un salariu brut, care înseamnă în mână 1300 ceva net. Da, spuneți. Sunt salarii, sunt salarii de mizerie. Gândindu-și, vă spun cu siguranță că nu va reuși, că de atâția ani n-a reușit să facă o clasă, cred că acum 3 ani am făcut noi o clasă de laminatori la centru din pietonal Ștefan cel Mare. Mai aveți centru acela? Avem, da, și am desfășurat și 4 clase pe fonduri europene. Ne mai implicăm în continuare, dar vreau să vă spun că, din păcate, tinerii noștri aleg să plece afară. Greșeala aparține statului român, care în timpul guvernului Năstase a privatizat societatea fără clauze investiționale. Patronul nu a investit nimic în retehnologizare și se lucrează cu aceleași utilaje din 1957, de la deschiderea unității. Din păcate, la Roman, vreau să vă spun că nu este normal. Roman Galați e același patron. Același patron, vreau să spun că suntem la nivelul anilor 60-70 cu tehnica. Ei au cumpărat, n-au evoluat la privatizare, dar au privatizat această societate cum a privatizat-o indianul. Știm cum a privatizat-o și guvernul tot, român, nu au dat-o de pomană. Bun. Nu fără clauze investiționale. Asta a fost negocierii și ar fi trebuit să pun, să o dau pe un leu, poftim fabrica pe un leu, investește 200 de milioane de dolari. Cât s-a investit la... Și la noi nu s-a investit nimic. Fabrica din 2004, fabrica arată ca în 1957, cu mici modificări, în sensul că eu leac de ordine, eu leac de curățenie, dar un utilaj de bază laminării, tehnica de laminare nu s-a schimbat cu nimic. Sunt utilajele din 1957. Bă, absolut din nou. Și atunci vorbim de productivitate, doamne. Există perspectiva. Noi ne închidem, sigur. Eu am avut o întâlnire după 5 luni de zile, am avut o surpriză că mă invită directorul general să mă întâlnesc cu dumnealui, actualul director general. Și vă spun, Arcelor de la Roman. Arcelor, care e de câteva luni la noi, și i-am spus lui domnul Toma, domnule director, îmi pare rău că ne întâlnim într-o conjunctură așa, în vremuri așa de tulburi pentru fabrica asta. Zic, fabrica asta, capul drumului se vede, uitați-l cu alea. Cum, domnule, gândești? Domnule, spune un om care e din 74 aici, vă spune că fabrica asta se închide, fabrica asta n-are niciun viitor, pentru că nu s-a investit nici în resursa umană și nici în tehnologie. N-ai cum să faci cu niște oameni cu 2300-2400 brut, plătit prost, cu tehnologia anilor 60, să realizezi performanță cu unități similare din Europa. Imposibil. Fabrica de țevi fără sudură de la Roman, care face o producție de nișă, are comenzi subțiri, care nu pot asigura productivitatea cerută de aceste vremuri. Cele mai grele comenzi, cele mai scurte comenzi vin la Roman. 10, 20, 100, 300 de bucăți. Nu merge pe serii de o săptămână, de două zile. Mai există în Arabia Saudită? Există, funcționează foarte bine. În Ceoslovacia unde mai există fabrici similare? Este și în Ceoslovacia. Sunt mai multe fabrici, dar din păcate de țevi ArcelorMittal. Mittal are foarte o nișă foarte mică de țeavă. El s-a concentrat foarte mult pe oțel. Acum țeava știți fără că sudură, se face... din câte știu. Țeava, nu, țeava fără sudură la noi și țeava sudată la Iași și la Galați o bucățică și una prin Cehia, o țeavă sudată mare. Dar în și restul, care din fabricile restul... merge mai bine? Galațiu, Romanu sau Iașu? Și Iașu merge foarte bine. Vreau să spun că vorbim de țeavă sudată. Da. Iașu foarte... Dacă o unitate cu 200 și ceva de oameni face 12, 14, 16 mii de tone pe lună și o unitate cu 700 de oameni face 6, 7, 8 mii de tone, hai să comparăm productivitatea. Utilajele fabricii au fost vândute fie la fier vechi, fie unor firme din străinătate.
au luat drumul străinătății, utilaje care nu fusese răscoase din cutie, pentru care societatea plătise bani grei, cu un credit bancar cu garanție guvernamentală luat în timpul directoratului lui Toader Dumitrache, unul din directorii care au crezut cu adevărat în viitorul acestei fabrici de producere a țevilor fără sudură. Exact, au curățat turnătoria, au vândut un cuptor care era nou de 4 milioane de euro. Fier vechi, nu? Așa, nu? Era nou-nouț care putea să producă și să facem sculii laminarii, l-am dat la fier vechi sau l-am vândut la cineva pe niște bani. Un pilger de 250 care l-am dat cu vreo 3-4 milioane de euro lucrează prin Suedia sau prin țările Scandinavii. Vreau să spun că o parte din utilajele astea, o parte produc și în vestul Europei. La un moment dat, restul s-a dat la fier vechi tot. La Roman, 700 de oameni și încă 200 cu contract de muncă pe o perioadă limitată, se fabrică 7.000 de tone de țeavă. Liderul de sindicat, Gheorghe Ciobanu, spune că salariații care încă mai lucrează la Roman mai au câțiva ani până la pensie, acesta fiind și motivul pentru care nu pleacă din fabrică. Din păcate, liderul de sindicat susține că s-a ajuns la această situație și din cauza faptului că ar fi existat o serie de abuzuri ale angajatorului, dar și ale unor instituții ale statului. Angajatorul și-a scos banii cu vârf și îndesat din această fabrică, din care lipsesc instalații esențiale, cum ar fi un grup de retezat care să asigure secționarea țevilor. Se lucrează cu mașini de retezat rusești din 1960, în condițiile în care tehnica a evoluat, folosindu-se acum laserul în fabrici în care se dorește să se facă performanță. Societatea de la Roman a beneficiat și de o ștergere de datorii de circa 26 de milioane de euro, investigată acum de Comisia Europeană ca fiind ajutor de stat mascat.